Partea mea e mică. E vorba de o construcție foarte amplă. E meritul integral al lui Șerban Georgescu, că ne-a adunat, a avut viziunea acestui film. Și trebuie să spun că e un film adorabil. Sunt foarte bucuros că am participat la ceva. E adorabil în sensul că este foarte amuzant, ironic și în același timp extrem de emoționat. Au fost câteva momente în care mi-au dat lacrimile. Pentru că e despre viața societății românești în ultimii 100 de ani, cu drame, bucurii, da? Și e foarte frumos, emoționant, e despre noi, despre întreaga societate românească, din diferite colțuri ale sale, da? Pentru că și noi vorbitorii suntem foarte diferiți între noi, fiecare cu povestea proprie, cu ideile lui, dar cred că esențial este ce a făcut Șerban Georgescu, mai mult decât ce spun diferiții intervievați, adică Stelian Tănase, eu, Mihaela Miroiu, Sorin Ioniță, Ioana Pârvulescu, Vintile Mihăilescu, sper că n-am uitat pe nimeni, nu? Da, fiecare are câte ceva de spus, dar eu știam ce spusesem, evident că da, m-am bucurat să regăsesc unele lucruri spuse de mine, dar viziunea de ansamblu este esențială, da? Și asta este opera lui Șerban Georgescu și este remarcabilă. Trebuie să vă spun, din punctul meu de vedere, este cel mai reușit lucru făcut de Centenar. Pentru că am avut parte de tot felul de prostii, de chiciuri, de festivisme goale și găunoase. Asta chiar e conținut. Este un film care vorbește despre identitatea românească, dar într-un mod plauzibil. Marea problemă este să vorbești despre patrie și patriotism într-un mod plauzibil. Și este un film în mod fundamental patriotic și ironic la adresa noastră. Asta este remarcabil. Este un film, de fapt, despre identitate, despre națiune, dar fără clișee, fără, cum să spun, gogoși, fără tot ce cunoaștem. Nu suntem obișnuiți cu rodomontadele patriotare, de dimpotrivă este un film patriotic într-un sens profund, adevărat, autentic. Chiar m-am bucurat foarte mult să vin seara asta să-l văd, nu ca să-mi văd mutra pe ecran, ci, bon, sigur, și asta, dar e vorba de, cum vă spuneam, de de un proiect artistic remarcabil. Nu e un documentar obișnuit, e un documentar ironic, jucăuș, inventiv, și, cum spuneam, mă repet, dar emoționant în același timp.